Legenda vie a Transilvaniei, Castelul Corvinilor din Hunedoara, este considerat cel mai mare monument istoric medieval din sud-estul Europei. Povestea castelului a început în 1409, când un nobil pe nume Voicu, alături de frații săi, a primit de la regele Ungariei o moșie. Fiul lui, Ioan de Hunedoara, a transformat-o într-un veritabil castel european. În grădina castelului au fost găsite urme încă din epoca dacilor. Perioada modernă l-a făcut cunoscut după ce regizorii au ales să filmeze acolo pelicolele Vlad Țepeș, Mihai Viteazu, Alexandru Lăpușneanu și alte producții celebre. Se spune că aici a fost întemnițat Vlad Țepeș, iar sute de mii de turiști trec anual pragul. Zidurile medievale au grosimea de până la 2 metri. Stilurile de construcție diverse, arătând potențialul militar și viața tumultoasă de acum câteva secole. Turnurile circulare erau prevăzute cu parter și aveau două niveluri. Încăperile interioare erau folosite pentru pușcași, iar cele de sus drept zone de locuit. La castel se ajunge pe poduri care se țineau pe piloni de piatră. Prin prezența sa, Castelul Corvinilor domină orașul Hunedoara. Pentru cei atrași de Evul Mediu, locul istoric reprezintă un monument unic, acesta fiind printre cele mai atractive din spațiul european.